Domnului Iisus, fiți înainte de a lăuda pe Domnul cu cântarea care Domnul mi-a pus-o pe inimă, cred că e benefic să mai pun în fața fraților, înaintea Domnului, încă o dată, încă una din mărturiile vieții mele, care Domnul a lucrat prin harul și prin ajutorul Lui la descifrarea lucrării Lui în multe puncte la care noi n-am găsit răspuns și n-am găsit întăritura. Slavă Domnului Iisus! În casa mea a venit odată, deci mărturia aceasta va scoate în relief, pentru că și pe grupul acesta și pe toate grupurile se aud multe descoperiri. Domnul să ne facă cât mai treji și mai vegheatori asupra cuvântului Domnului și cât ajutorul a adus în mintea și în trăirea mea faptul că Domnul mi-a descifrat pentru care persoane este hotărât să dea cuvânt a Domnului și pentru care nu. În casa mea a intrat o femeie, pot să zic că nu era pocăită, dintr-un sat vecin. Venise din spital bolnavă de cancer, nu știu, dacă mă repet cu ceva, vă rog să mă iertați, dar partea asta a doua nu cred că am mărturisit-o niciodată. Doresc să fiu cât de scurtă, dar Domnul să lucreze, să prindem esența. Și-a venit femeia și-a zis, am auzit în spital că dacă cei credincioși se vor ruga, aș putea fi vindecată, dar eu vreau să-i spun Domnului aici, în prezența ta, că eu vreau să-L slujesc. Câte zile voi avea pe pământul celor vii? Ori mă vindecă, ori nu mă vindecă. Și fiind numai noi două în casă, soțul ei stătea pe scări și fuma țigară după țigară, o adusă cu motoreta, imediat desface bluza și mi-arată cum arată pieptul ei. Am rămas atât de șocată văzând imaginea aceea și ne punem pe genunchi și cum ne plecăm genunchii să dă lucrare prin Duhul Sfânt, femeie, pentru slava numelui meu mă ating de tine și te vindec. E drept, i-au simțit cercetarea Domnului deosebită. Și când s-o găta rugăciunea, mi-arată iarăși și mă uit spre pieptul ei vindecat de plin. Asta a făcut să voiască satul, să vină la mine cu grămada oameni care nu-i mai puteam opri. Mă zice, asta e făcătoare de minuni, dar nu eu am făcut nimic. Eu atât că am înălțat o rugăciune cu ea și i-am spus Domnului că ea vrea să se pocăiască. Și-am devenit atât de confuz, atât mi-era de greu, că nu știam să-i deosebesc pe cei ce cu adevărat Domnul mă pune ca mijlocitor pentru ei și pe cei ce nu. Pentru că nu toți aveau nici pe departe dorința de a se pocăi, ci mai degrabă numai să le rezolve Domnul problema și atât. În îndurarea lui Domnul a făcut o lucrare deosebită prin care mi-a arătat o descoperire, o vedenie deosebită și bine ar fi să luăm aminte când Duhul Sfânt ne vorbește, să luăm seama la cuvântul descoperit. Mulți au cu ușurință cuvintele Domnului și o mare lipsă, o mare greutate înaintea Domnului ca să le luăm cu ușurință. Eram la o mijlocire deosebită în casa sorei mele, când aducea pe lume al 18-lea copil și erau atât de copleșiți toți de durere pentru că starea ei de sănătate era atât de șubredă. Viața, deci ori dus-o de acasă în comă și
Nimeni nu vrea să se ocupe de ea, zicând că de ce o adus pe lume atâția copii, dar biserica 8 ore nu s-a ridicat de pe genunchi, și apoi 4 zile și 4 nopți a stat în mijlocirii într-una, ca Domnul să-i mai scrie viață, slavă Domnului. În timpul acesta, prin harul Domnului, am avut o răpire sufletească, deci mă vedeam pe mine acolo în camera de rugăciune și dintr-o dată m-am văzut în cer, la ușă, la o sală imensă, unde scria sala dosarelor. Și acolo, la ușa aceasta, am văzut un sol care a luat un dosar din dosarele ce erau. Acolo l-a pus pe masă, era dosarul sorei mele, l-a cercetat, apoi l-a închis, o trecut pe lângă mine și în capătul unui coridor lung era Domnul Iisus. Acolo din nou l-a cercetat în fața Domnului și Domnul a zis: mijlocirile pentru cauza aceasta a ajuns înaintea tronului de milă și îndurare. Merge și dați răspuns pe pământ. Era clipa în care sora a început să se facă bine, îndurarea Domnului a copleșit situația și am văzut că Domnul ne-a ascultat rugăciunile. Ce a fost mai important, când îngerul să intre în sală, eu mă vedeam tot acolo, la ușa, la sala aceea, s-a oprit în dreptul meu și m-a spus așa: fiți cu mare luare aminte când vi se dă cât un mesaj pe pământ, cât un răspuns la tainele voastre. Zice, la unii sunt trimis odată la 5 ani, din alții la 3 ani, din an în an, din când în când, și nu se știe dacă veți mai fi anunțați vreodată cu lucrurile adeverite până la vremea împlinirilor. Și atunci o completat că mare mijlocire se aduce în cer. O aduce poate prorocul, o aduce familia, biserica, ia grupuri așa ca acestea, dar zice, o aduce miile de îngeri ce văd pururea Tată, fața Tatălui, și nu să știi dacă veți mai fi anunțați vreodată cu lucrurile adeverite până la împlinirea lor. Fraților, mi-a fost un ajutor atât de temeinic vedenia aceasta, că a pus în mine puterea ca să știu deosebi pe cei pentru care mijlocirile s-au completat și pe cei pentru care mijlocirile nu s-au completat și mai trebuie mijlocire. Domnul a făcut ca, venind acasă, prima descoperire să fie pentru o soră în vârstă care o mărturisit: azi mi s-au împlinit 5 ani de când n-am mai auzit glasul Domnului cu privire la mine. A doua descoperire a fost pentru un suflet care o mărturisit: azi mi s-au împlinit 3 ani. Și uite așa, prin harul Domnului, am putut să înțeleg și discernământul acesta, care mi-a fost un mare ajutor în slujba profeției. Că e mare lucru, fraților, să putem sta la îndemâna Domnului. Și chiar și atunci când Domnul tace, să știm tăcea și noi și să vorbim atunci când vorbește Domnul. Slavă Domnului Isus! Am căutat să fiu cât mai scurtă mărturia, dar nădăjduiesc că am înțeles esența.